La 4A, dinamoviștii sărbătoresc victoria cu Steaua Armatei la Ateneu. Dinamo împlinește 75 de ani. Foștii și actualii campioni de la Dinamo au venit la Ateneu. Un stadion nou e cel mai așteptat cadou la Dinamo. Macheta viitoarei construcții va fi prezentată la aniversarea clubului. Tot am spus că aștept primul buldozer, toată lumea mă întreba până când văd lucrul acesta că se va întâmpla. Dinamoviștii sărbătoresc și victoria de la fotbal împotriva rivalilor din Ghencea. Promovează Dinamo? Sperăm, eu știu. Au jucat foarte bine aseară. Șanse la baraj cu echipele din prima. Ce să n-aibă? Între două probe la BAC, Popovici a venit la Ateneu. În el își pun speranțele dinamoviștii la Jocurile Olimpice. Eu știu la câte mă gândesc eu, pe care oricum nu vi le divulg. Cu siguranță că veți avea surprize frumoase. De la eveniment n-a lipsit Cavi Pascual, campion cu Dinamo la handbal. La Ateneu, aici, până acum? Nu, sunt prima dată. George Mihăiț a fost invitat la sărbătoarea dinamoviștilor. Zi, mă, lasă-mă câtă toți.